Get ready with me, mă machiez la cameră, știți deja despre ce este vorba, mă machiez la cameră și mai discutăm una alta. Am câteva produse relativ noi, cred că am apucat să vi le arăt înainte să iau pauza de renovare. Am apucat să vi le arăt, dar nu pe toate și între timp am primit și un fard nou de la Melchior. Au o colecție nouă și am primit foarte mișto nuanțele. Haideți să vi le arăt așa de aproape. Foarte frumoase. Deci asta pistașiu e pe wishlist-ul meu. Eu am primit Vanity și o să folosesc la cameră și acest fard. Sunt pregătită. M-am dat cu SPF. Nu o să folosesc primer. Trec direct la fondul de ten Pan Stick de la Max Factor, pe care să știți că l-am folosit foarte, foarte mult în ultima perioadă. Îmi place. Este ușor, rapid de folosit. Se poate întinde direct cu mâna sau cu o pensulă sau cu burețelul, așa cum o să fac eu acum. Aplic de obicei direct din tub și e destul de spornic, adică, uitați, am folosit și mai este o groază, deci mi se pare foarte spornic, nu mă așteptam să fie atât de... Și burețelul este de la Essence și îmi place foarte mult. Despre ce să discutăm? Vreau să vă povestesc un pic despre renovare, pentru că nu toată lumea, presupun că nu toată lumea mă urmărește pe Instagram. Și apropo, o să vă las lista cu produsele pe care le folosesc în descriere, că s-ar putea, nu știu, la un anumit produs să uit să menționez ce a fost. Să știți că în momentul de față am și lumină naturală și nu știu, sper să nu facă figuri. Am și luminile mele artificiale pe care le folosesc de fiecare dată, dar sunt și cu lumină naturală, ceea ce zic eu că o să mă ajute, mai ales când fac un Get Ready With Me sau un tutorial, pentru că presupun că se vor vedea mai bine în felul acesta nuanțele. Deci, cum spuneam, renovarea e ceva ce îmi doream să fac din carantină, adică de prin aprilie, dar ne-am dat seama că e un pic cam complicat pentru că na, nu puteam să ieșim din casă oricum, aveam nevoie de declarații, whatever, deci nu puteam să facem atunci, pentru că am și văruit prin casă și nu am putut să dormim, a trebuit să dormim în altă parte și da, atunci ar fi fost cam complicat, dar bine. Mi-a venit ideea din carantină, să zicem că mi-a venit din carantină, dar mi-am propus la un moment dat ca anul ăsta să facem curățenie și să văruim și a durat destul de mult tot procesul pentru că ne-am ocupat singuri, puteam să luăm pe cineva care să ne ajute, dar am vrut să ne ocupăm singuri, să vedem dacă suntem în stare să facem. Am fost în stare să facem, dar oh my God, am muncit foarte, foarte, foarte mult, a fost super obositor. La un moment dat am zis nu o să iasă nimic, pentru că pur și simplu nu vedeam că avansăm cu lucrările. Dar am reușit într-un final să terminăm și a ieșit totul foarte, foarte bine și am fost foarte mândri de munca noastră. Vreau să vă spun că am început această curățenie, am luat-o și eu pas cu pas, pentru că nu puteam să le fac pe toate dintr-o dată singură. Am început această curățenie cam cu vreo o săptămână și jumătate înainte să facem efectiv, să văruim și să... Bine, eu când zic renovare, nu vă gândiți că am modificat ceva prin casă, dar mă refer la faptul că am văruit. Da, am început cu ceva timp înainte pentru că am zis mai întâi vreau să intru prin șifoniere, să umblu prin haine, încălțăminte, să trec prin toate și să fac așa un fel de declutter. Și am donat foarte multe haine prin București. Sunt diverse containere unde poți să duci haine. Bine, cred că poți să duci mai multe, nu doar haine, efectiv. Cred că primesc și încălțăminte. Și am dus foarte, foarte multe haine la acele containere. Altcineva să se bucure de ele, pentru că erau haine pe care nu le mai purtam, care mi-au rămas mici și decât să le țin fără sens, am zis mai bine le donez. Și a durat foarte mult până am trecut prin toate hainele, a durat foarte mult prin șifoniere, dar una peste alta mă bucur că am reușit să fac această curățenie.
Aveam și foarte multe, pe lângă haine, deci am depășit momentul, aveam și foarte multe chestii inutile pe care le țineam prin casă. Cum ar fi, de exemplu, un fel de vază stil borcan. Arăta ca un borcan, dar de fapt era vază pe care o primisem cadou cu niște flori la un moment dat și am păstrat recipientul, că am zis că e drăguț și poate îl folosesc la altceva. Nu l-am folosit la nimic, am aruncat toate chestiile inutile pe care le țineam prin casă și credeți-mă, s-au strâns. Deci n-am mai făcut de mult așa o curățenie de asta amănunțită. Și s-au strâns foarte, foarte, foarte multe porcării pe care nu știu unde le țineam. Adică ne-am întrebat și noi, băi, unde țineam toate astea? Unde aveam loc? Nu vă gândiți acum că am trecut pe minimalism sau chestii de astea? Nu. Aș fi ipocrită să spun că, vai, duc un stil de viață minimalist. Nu, sub nicio formă, dar am nu neapărat o regulă, dar o chestie pe care o am, cred că de când eram mai mică, din adolescență, în fine, de când am început să conștientizez anumite lucruri, o regulă pe care mă bazez și pe care o urmez de fiecare dată, dacă vreau să primesc, să zic așa, să mintre lucruri noi în viață, trebuie să dau din cele vechi. Și anul acesta chiar am fost, ok, nu mai cumpăr nimic, nu mai investesc în nimic, până nu trec prin tot ceea ce am, să văd ce am, ce e de păstrat, ce este de donat, ce este efectiv de aruncat, pentru că au fost și chestii pe care le-am aruncat pur și simplu, că erau de aruncat și m-am simțit foarte bine că am făcut toată treaba asta și că am dat și din haine, și din încălțăminte, și din, să zicem, obiecte de decor, adică diverse treburi inutile pe care le țineam prin casă. Inutile pentru mine, pentru că nu le foloseam, pur și simplu nu le foloseam și stăteau, ocupau spațiu degeaba și colectau praf. Deci cu asta m-am ocupat, declutter. Am făcut un declutter și la make-up, încă n-am aruncat, pentru că vreau să vă întreb dacă vreți să vedeți un videoclip, să vedeți ce scot, ce am scos de fapt ca să arunc. Produse super mega expirate și oh my god, hoarder, sunt de-aia care adună, 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 dar uite că acum m-am descotorosit de foarte, foarte multe chestii pe care le țineam degeaba. Deci, dacă vreți să vedeți un declutter, vă las, nu știu dacă mai merge să votăm, dacă mai avem opțiunea asta pe YouTube. Dacă este, vă las aici undeva pe ecran, în, nu știu, stânga sus, parcă este, sau dreapta sus, cum te uiți la monitor. Sau dacă nu, îmi spuneți voi în comentarii, da, vrem declutter, dați like-uri dacă vedeți un comentariu cu care sunteți de acord și care vă place, ca să știu să filmez. Dacă nu, e ok, le arunc și asta este. Trec acum la machiajul ochilor și fac o mică paranteză pentru că vreau să vă vorbesc un pic despre acest fard sub formă de creion, fard cremos de la Salern Cosmetics. Ador acest creion. Vi l-am arătat într-un clip anterior cu siguranță și am zis că o să filmez cu el un alt videoclip. Deci îmi place foarte, foarte, foarte mult. Este atât de ușor de folosit. Îmi place culoarea. Este un... Bine, pe cutie scrie brown lilac. Nu, lilac brown. Maro liliaceu. În fine, e foarte ciudată denumirea nuanței, dar este un nude cu ceva movuliu prin el, arată foarte bine pe pleoape, este ușor de întins cu degetul, dacă vrei să ai ceva pe pleoape. Îmi plac foarte mult produsele de genul acesta, plus că merg și ca bază pentru fard și am folosit foarte mult creionul, adică se vede, dacă vi-l arăt așa, se vede pe aici că e folosit. Este și super spornic și super pigmentat și foarte, foarte cremos și ușor de lucrat cu el. Dar odată ce se fixează la ochi, se fixează și rezistă toată ziua fără probleme. Deci l-am întins direct din creion și acum estompez un pic cu degetul. Apropo de minimalism, că spuneam mai devreme, aminteam de chestia asta, să știți că rutina mea de îngrijire a fost una minimalistă în această perioadă cât am fost în curățenie. Asta pentru că efectiv nu am avut timp să stau să-mi aplic toate serurile, creme peste creme.
A fost totul super, super, super basic, gel de curățare, cremă de față și atât. Nu aveam timp de altceva. Hai să, nu știu ce fac aici, să fiu atentă un pic la blending, pentru că am impresia că n-am blenduit deloc și revin cu fardul de la Melchior. Vi-l arăt așa de aproape la cameră, dar o să-i fac și swatch. Este foarte mișto, foarte, foarte frumos. Este un mov superb. Știți că îmi plac nuanțele astea? Deci ador. Foarte frumos movul acesta. Și o să meargă foarte bine cu creionul de la Salerm, pentru că e tot așa un mov lila. Aș mai aplica, de fapt, puțin creion pe pleoapă, puțin fard cremos sau să las așa. Aș mai aplica puțin. Cu fardul ăsta Melchior nu o să vin pe toată pleoapa, o să încerc să-mi fac un fel de linie de tuș cu el. Fardul acesta Melchior este foarte, aș vrea să spun, un pic cremos, untos așa, este foarte interesantă textura, mi se pare extrem de pigmentat. Și să vedem, este prima dată când îl folosesc de când l-am primit, să vedem dacă mi iese cu el să-mi trasez o linie de tuș. Pentru că n-am venit în prealabil cu vreun creion. În ideea în care dacă aplicam un creion, poate ieșea mai intens. O să încerc să și umezesc pensula. Am aici pe termală de la Aven. Și să vedem. Umezit probabil că este un pic mai, da, este un pic mai intens. Mă întorc la fardul cremos de la Salerm și îl aplic pe pleoapa de jos. Am luat fardul mat pe care l-am aplicat și în pliu și cu el blenduiesc. Trec repede prin sprâncene cu gelul de la Anastasia, Deep Brow, cum îi spune, cel colorat. Deep Brow Gel, așa îi spune, nuanța este medium brown. O să folosesc iluminator, ceva, am o paletă de la Tarte, Rainforest of the Sea, volumul 2, Skin Twinkle, așa se numește paleta. Și o să iau, aveam, uite, am găsit-o, o pensulă, este o pensulă de la Real Techniques, care chiar e pentru, cred că pentru iluminator, dacă nu mă înșel. Și cel mai plictisitor lucru din lume, să te dai cu mascara în fața camerei. Poate doar dacă faci un review pentru un rimel anume, atunci ok. Dar nu fac niciun review, vă spun doar ce o să folosesc și mă întorc cu genele gata rimelate. O să folosesc mai întâi un primer pentru gene de la DM, de la Trend It Up. Spoiler alert, o să apară în favorite, este foarte mișto produsul acesta. Și mascara de la Salerm Lash Multiplier Growth Effect Mascara, rimel negru, mă dau, revin și încheiem acest videoclip. Și ultimul pas, rujul. De fapt am un ruj sub formă de creion, nu este un ruj clasic, este un ruj sub formă de creion tot de la Salerm Cosmetics, face parte din gama Velvet Hydra Colors, îl am în nuanța 08. Îmi place nuanța, îmi place formula, îmi place cum se comportă, e ușor de aplicat, ușor de retușat, se duce pe parcursul zilei, dar este foarte, foarte pigmentat și rămâne acolo un oarecare pigment pe buze și oricum se duce uniform, nu se curăță aiurea. Și da, port ruj. Chiar dacă trebuie să stau cu mască, tot port ruj, nu trec peste acest pas. Bun, cam acesta ar fi, să zicem, tutorialul de astăzi, Get Ready With Me. Voiam să vă arăt produsele pe care n-am apucat să vi le arăt de la Salerm, să vă arăt și fardul nou de la Melchior din gama 3D Ultra Metallic. Îmi plac foarte mult produsele pe care le-am folosit astăzi, sunt mulțumită de ce a ieșit, arată, zic eu, destul de ok machiajul meu. Dacă o să mă întrebați unde mă duc, nu mă duc nicăieri, rămân aici pentru că urmează să filmez un alt videoclip, un clip cu produse terminate, așa că fiți pe fază, nu știu când o să apară, probabil la final de săptămână. Și dacă v-a plăcut acest clip, vreau părerea voastră în comentarii, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest. Și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, mua, la revedere!